În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Pe Cel care mă va chema, eu îl voi asculta, îl voi elibera și îl voi preamări, îi voi dărui viață lungă. Lăudați să fie Iisus Hristos! Vă spun bun venit la biserică, acum la începutul postului mare. Bun venit aici în fața lui Dumnezeu. Este o duminică în care cred că toți vrem să ne angajăm în trăirea cu intensitate și cu folos a acestui post mare 2014. Sigur că ne dispunem inimile noastre și vom vedea că dacă azi Iisus în Evanghelie este un învingător, vom vedea că noi de multe ori în ispitele noastre poate am fost lași și am căzut. Cerem iertare pentru căderile noastre, cerem iertare pentru momentele de neatenție și cerem din toată inima lui Dumnezeu să ne ierte. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, Sângerii și Sfinții, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Dumnezeule Atotputernic, dă-ne, te rugăm, harul ca prin celebrarea acestui sfânt post să înaintăm în înțelegerea misterului lui Hristos și să dobândim roadele sale printr-o adevărată viață de credință. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine și cu Duhul Sfânt, viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Crearea protopărinților și păcatul. Citire din Cartea Genezei. Domnul Dumnezeu l-a plăsmuit pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul a devenit ființă vie. Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit și l-a așezat acolo pe omul pe care îl plăsmuise. Domnul Dumnezeu
a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuți la vedere și bun de mâncat, pomul vieții în mijlocul grădinii și pomul cunoașterii binelui și răului. Șarpele era cel mai viclean dintre toate animalele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Și a zis către femeie, a spus cu adevărat Dumnezeu să nu mâncați din niciun pom al grădinii? Femeia i-a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din roadele pomilor din grădină, numai din rodul pomului din mijlocul grădinii, a zis Dumnezeu, să nu mâncați din el, nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Și șarpele a zis către femeie, nici de cum nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Și femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut ochilor și că pomul era de dorit ca unul care dă înțelepciune și a luat din rodul lui și a mâncat și a dat și bărbatului care era cu ea și a mâncat și el. Și li s-au deschis ochii amândurora și au cunoscut că erau goi. Au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut acoperăminte. Cuvântul Domnului. Ai milă de noi, Doamne, căci am păcătuit. Dumnezeule, după marea ta bunătate și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Recunosc fără de legea mea și păcatul meu stă pururi înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și ce rău înaintea ta am săvârșit. Dumnezeule, și un duh statornic înnoiește în lăuntrul meu. Nu mă alunga de la fața ta și Duhul tău sfânt nu lua de la mine. Și bucuria mântuirii tale și întărește-mă cu duc binevoitor. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către romani. Fraților, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, și astfel moartea a trecut la toți oamenii, pentru că toți au păcătuit. Într-adevăr, dacă moartea prin greșeala unuia singur a domnit din cauza unuia singur,
cu atât mai mult cei ce primesc cu prisosință harul și darul justificării vor domni în viață prin unul singur, Iisus Hristos. Așadar, după cum prin greșeala unuia singur condamnarea a ajuns la toți oamenii, tot la fel, prin actul de dreptate al unuia singur, a ajuns la toți oamenii justificarea care dă viață. Într-adevăr, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot la fel, prin ascultarea unuia singur, cei mulți vor fi făcuți drepți. Cuvântul Domnului. Numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Domnule să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus a fost condus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavol. După ce a postit 40 de zile și 40 de nopți, în cele din urmă i s-a făcut foame. Apropiindu-se, ispititorul i-a zis, "Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, spune ca pietrele acestea să devină pâini." Dar el, răspunzând, i-a zis, "Este scris, nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu." Atunci diavolul l-a dus în cetatea sfântă, l-a așezat pe coama templului și i-a spus, "Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, le va porunci îngerilor săi cu privire la tine și te vor purta pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră." Iisus i-a zis, "Din nou este scris, nu-L vei ispiti pe Domnul Dumnezeul tău." Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și gloria lor și i-a spus, "Îți voi da toate acestea dacă vei cădea înaintea mea și mă vei adora." Atunci Iisus i-a spus, "Pleacă, Satană, căci este scris, pe Domnul Dumnezeul tău îl vei adora și numai Lui îi vei aduce cult." Atunci diavolul l-a lăsat și iată că veneau îngeri și îi slujeau. Cuvântul Domnului! Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, aș începe cu o întrebare. Ispita este ceva rău sau ceva bun? Azi vom vorbi mult despre cuvântul ispită, tentație. Să vedem, e bună? De unde vine? Ce roade poate avea? Dacă poate fi folositoare în viața de credință sau nu. Am văzut astăzi două persoane ispitite. Adam în paradis, Iisus în pustiu. Două locuri total opuse. Paradisul este absolut totul, pustiul este absolut nimic. Două persoane ispitite de același autor, de Satana. Adam este ispitit în rai. Iisus este ispitit pe pământ. Adam pierde. Adam pierde lupta, pierde în momentul ispitei pentru că cedează. Datorită lui Adam, toți am pierdut. Datorită cedării
lui Adam, toți am devenit niște oameni pierduți. Iisus câștigă. Datorită faptului că Iisus câștigă în ispită, devine un învingător, noi toți suntem câștigători. Ce înseamnă să pierzi într-o luptă, cum a pierdut Adam? Pierd toți copiii, toți urmașii. Ce înseamnă să câștige Iisus într-o ispită? Suntem toți salvați, suntem toți mântuiți. Așadar, ispita este o încercare, o încercare în care omul trebuie să fie cel care decide. Adam a decis rău, Iisus a decis bine. Și fiecare dintre noi, cred că în fiecare zi avem ispite. Foarte multă lume la spovadă vine și spune, Părinte, am avut ispite, multe, multe. Până aici nu-i păcat. După aceea, ce urmează după ispită? Aia e important. Ce urmează în decizia ta? Ispita nu-i decizia ta. Ispita e decizia altcuiva. Este, dacă vrei, încântarea cuiva, propunerea cuiva. Ce faci în fața unei propuneri? Și aici, de fapt, intervine libertatea omului, alegerea omului. Adam a ales prost. Iisus a ales excepțional. Vedeți, de fapt, diferența? Ambii, exact cu același autor, ambii în fața diavolului, ambii în fața unor încercări și a unor întrebări. Și diferența este ca de la cer la pământ, total opusă. Noi avem acum postul mare. L-am început. Este, de fapt, un timp al încercărilor în care să vedem noi ce facem cu ispitele noastre. De aceea, eu cred că e foarte binevenită această Evanghelie chiar la începutul postului. În fiecare an, cred că ați observat, diferiți evangheliști ne propun odată Matei, Marcu și Luca, vin cu această Evanghelie, cu ispitirea lui Iisus și ispitirea lui Adam. Să ne gândim unde are loc această ispită. E important. Spuneam în pustiu. Eu totdeauna când merg cu un grup în Israel, și așa fac toți, cred că, vreau să fie o zi de experiență a pustiului. De ce? Pentru că acolo, aici noi nu avem pustiu. Mulțumim lui Dumnezeu că nu avem pustiu și bine că nu avem pustiu. Dar ajungând acolo, noi vom găsi foarte multe grote ale călugărilor care chiar au vrut să trăiască în toate cele mai grele condiții de viață. Și Iisus Hristos este tocmai în pustiu, pentru că pustiul nu-ți oferă absolut nimic. Nici apă, nici adăpost, nici răcoare, nici verdeață, nimic, 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 nimic. Aici însă, spuneau vechii anahoreți, aici însă, neavând nimic, nici ceva care să te deranjeze măcar, aveai timp să te uiți tot timpul către cer. Și aici orice, e altceva interesant, aici orice ai primit, 3 picături de apă în pum, dacă le primești, sunt un dar excepțional. Nicăieri n-ai să simți mai mult darul lui Dumnezeu și dialogul cu Dumnezeu decât în pustiu. Ei, iată că diavolul profită de această prezență a lui Iisus în pustiu și îi aduce o ofertă. Vezi, n-ai nimic. Vezi, ți-e foame. Vezi, eu pot să-ți ofer totul. Îți dau pâine. Ei, ce zici? Era o propunere și nu era nimic rău la prima vedere, nu? Dă niște pâine și așa e flământ. Dar de unde venea acea pâine? Venea de la cel rău. Și pâine, și tot ce vine de la cel rău nu poate niciodată să salveze. Ce vine de la cel rău, nici pâinea de la cel rău nu poate să salveze. Nici pâinea furată nu ține de foame, se spune, nu? Nici pâinea aceea care e luată prin răpire, n-are niciodată valoare. Tocmai de aceea Iisus refuză oferta diavolului, chiar dacă rămâne mai departe flământ. Același lucru aș putea spune că e interesant în istoria evreilor, tot prin pustiu. 40 de ani. Poate v-ați întrebat de multe ori, de ce evreii au rămas 40 de ani chinuiți prin pustiu. Din Egipt, n-au venit repede. Ei puteau să ajungă în 2 ani, nici 2 ani nu le trebuia. Repede puteau să ajungă în țara promisă. 40 de ani se chinuie. A fost o trecere.
Și tot timpul lor li s-a spus, Dumnezeu e cu voi, nu vă temeți. Dar poporul nu a început, n-a reușit să înțeleagă prezența lui Dumnezeu. Aici este o problemă, pentru că, deși primeau daruri, primeau acolo hrană, primeau păsări, mă refer acele prepețe care au venit, primeau de toate. Sigur că era sete, era foame, dar primeau. Ei nu reușeau să vadă, aici este foarte curios, să vadă darul lui Dumnezeu. Și odată le era foame, odată le era sete, odată erau dușmane, odată erau invazii de animale. Nu reușeau să se încreadă în Dumnezeu, aici era problema lor. Nu reușeau să facă acel salt spre încredere în Dumnezeu. Și de aceea le-au trebuit 40 de ani ca să se maturizeze în gândirea lor că Dumnezeu este Cel care îi salvează. Incredibil, nici nu pot să-mi închipui ce viață au dus ei prin pustiu. Dar a fost o perioadă de maturizare a credinței lor. Să vadă permanent darul lui Dumnezeu. Și apoi când au ajuns în țara promisă, sigur și-au văzut, Dumnezeu ne-a scos cu mână puternică din Egipt și ne-a dus în țara noastră. Iată așadar, ispita, încercarea, este o probă. Totdeauna e o probă de foc, dar o probă din care poți să ieși pierdut sau poți să ieși cu mâna sus, cu capul sus, învingător. Totdeauna oamenii mari au ieșit din ispite victorioși. Totdeauna oamenii mici au ieșit niște învinși. Este o regulă. De aceea eu cred că postul mare trebuie să ne ajute în maturizarea noastră, mai ales în modul de a trata cu ispita, în modul de a trata cu cel care ne încearcă. Ispite, toți avem, toată lumea. Și chiar cineva spunea că dacă pe drumul tău de credință nu ai ispite, e o problemă. Dacă pe drumul tău spre Dumnezeu nu există aceste încercări, atunci înseamnă că nu suntem pe drumul cel bun. A fi creștin nu înseamnă dolce, farniente. Uite, așa stau cu minte, n-am nici gânduri străine, n-am nici ispite, n-am nimic. Nu-i viață de credință aceea. Dolce, farniente nu înseamnă viață. Înseamnă vegetație, nu? Asta într-o formă vegetativă. Ori omul cu conștiință și libertate nu este ființă vegetativă. De exemplu, pot exista o mulțime de ispite. Poate exista ca și la Iisus, tentația hranei, averii, tentația carierei, dacă tu te vei închina mie, îți voi da absolut totul. Și tentația puterii, sigur. Pe de altă parte, dar pot exista și multe altele. Tentația, de exemplu, a disperării, nu? Într-un moment foarte greu al vieții, mulți ajung în stare de disperare. Este o ispită. Atunci depinde de fiecare cum va trata problema. Ieri am fost la Sighetul Marmației, sigur, și cine vine de acolo, cu siguranță, nu poți să nu fii lovit, nu poți să nu fii afectat în suflet și în inimă, văzând acele mii de poze, și aceasta am văzut-o ieri, poza din dreapta mea de aici, am văzut-o ieri printre miile de morți de acolo, și mă gândeam că toți acei oameni de acolo au fost niște învingători în ispită. În ispita de a iubi adevărul. Toți care au fost la Sighet și în pușcăriile vechi, trebuiau să facă așa. Ori minți, ori rămâi fidel adevărului și credinței tale. Cei care au rămas fideli adevărului și conștiinței lor au ajuns la Sighet și au murit, dar sunt niște învingători. Toți cei care au cedat și pentru o funcție și pentru niște bani și pentru nu știu ce, au devenit niște torționari, sunt oameni pierduți a istoriei, cred eu, și în fața lui Dumnezeu și în fața noastră. Tocmai de aceea cred că disperarea pentru ei a fost o mare încercare. Chiar îmi povestea un preot greco-catolic care a fost, aveam 5 copii și atunci eu a trebuit să aleg între a rămâne cu copiii mei funcționari într-o fabrică sau îmi păstrez crezul meu sacerdotal de preot și mă duc la închisoare. Și a mers la Sighet și el. O ispită enormă, nu? O întrebare la care e greu să răspunzi. Din punct de vedere uman, poate cineva l-ar fi analizat și ar fi spus, cum și-a lăsat el copiii?
Dar pe de altă parte, copiii lui astăzi, că părintele a ieșit de la Sighet, n-a murit acolo, copiii lui astăzi, toți cinci, sunt foarte mândri de tatăl lor care a știut să fie un om care iubește adevărul. Revin și spun, disperarea poate fi una din marile ispite. Disperăm, nu mai putem. În lumea noastră plină de războaie, în lumea noastră plină de nemulțumiri și de neajunsuri, de sărăcie, vom spune, nu se mai poate. Am ajuns la disperare. Nu e adevărat. Cine l-are pe Dumnezeu nu trebuie să dispere niciodată. Și am să vă aduc exemplul unui mare muzician, poate cel mai mare, Ludwig van Beethoven. Avea 46 de ani, tânăr. A rămas complet surd. El, muzicianul, care trebuia să compună, care avea muzica în sângele său și era gata să ajungă la mare disperare. Dar aici, Beethoven este un câștigător, pentru că el a găsit în acel moment în care alții ar fi spus, nu mai aud, amin. A găsit forța de a merge mai departe. Și zice, a tăiat picioarele pianului, l-a pus pe paviment ca să poată simți vibrația pavimentului atunci când bate pianul. Și în forma aceasta, cu pianul pe paviment, a compus în următorii 2 ani Missa Solemn, Missa Solemnis, Missa Solemnă. La sfârșitul acestei lucrări scrie așa, Dumnezeu este o forță incredibilă pe care nu o putem depăși. Și această probă i-a permis să facă, într-adevăr, cum spuneam, o descoperire de senzație, puterea lui Dumnezeu. Fără această trecere, moment crucial în viața lui, spune autorul, fără această încercare, el n-ar fi ajuns, poate, să compună ceea ce a compus mai departe. O încercare și mai simplă, o profesoară, povestea nu de mult, zice, avea în clasă un băiat pe care nu putea să-l suporte deloc. Era o ispită enormă de a-l lăsa deoparte și de a-i pune note mici tot timpul. La un început de post mare, spune ea, zice, mi-am călcat pe suflet și m-am dus la acel băiat și l-am îmbrățișat. Viața mea totalmente s-a schimbat după aceea. Din acea zi, în fiecare zi l-am îmbrățișat pe acel copil. Până atunci, nici eu nu puteam să mă uit la el, nici el nu mă suporta pe mine. Din acea zi am devenit prieteni. Un moment de ispită depășit admirabil. Un lucru care cred că stă la îndemâna oricui, de a depăși, iată și în acest post mare, atâtea și atâtea, eu spun, ispite. Și aș aduce câteva concluzii care sunt importante, cred eu, în această importantă luptă creștină a noastră. Am vorbit azi și vom mai vorbi despre diavol. El există, lucrează, Evanghelia abundă, poate, în asemenea informații. Însă, nu trebuie să avem obsesia diavolului, ci doar să-l ignorăm. Trebuie să credem în Dumnezeu, mai mult decât în diavol. Și fac o paranteză și spun aici, cineva spunea odată, aici în Iași, zice, mie se pare că diavolul e mai puternic, de aceea câteodată am tendința de a apela la el în rugăciunea mea, că parcă mă ajută mai bine. Vă dați seama ce catastrofă spunea acea persoană? Trebuie să credem în Dumnezeu mai mult decât în diavol. Pentru că Dumnezeu totdeauna îl învinge pe diavol. Asta este iarăși un adevăr care și mie ca preot îmi dă multă speranță. Pentru un creștin care se spovedește, se împărtășește, se roagă, diavolul nu poate avea putere. E regulă. De aceea și de la dumneavoastră, dacă mai apar asemenea frici în minte, oare diavolul poate să-mi facă rău? Oare poate să mă vrăjească? Oare poate să-mi facă farmece? Oare poate să mă distrugă? Oare poate să-mi facă rău? La toate acestea, propoziția de pe frontispiciu sună așa. Niciodată diavolul nu e mai tare ca Dumnezeu. Nu trebuie să-i subevaluăm viclenia lui, puterea și complicitatea lui, dar harul este mult mai puternic decât răul. Ar fi periculos să uităm că suntem oameni fragili și asta e important. 2. Este inutil să ne facem iluzii. În grădină vei găsi diavolul, în pustiu îl vei găsi pe diavol, în rugăciune îți va apărea diavolul, în slujirea lui Dumnezeu, în biserică
vor veni ispite, gânduri de la diavol. În post, în trăirea ascetică, apare diavolul cu ispite sale. Adică, ori de câte ori îl vei căuta cu adevărat pe Dumnezeu, ai să dai și peste concurentul său. E regulă. Peste adversarul său. Dacă de-a lungul unui drum nu-l întâlnești pe diavol, nu găsești ispita, adică lupta, alegerea, trebuie să te întrebi, oare acest drum duce către Dumnezeu? Revin și spun, omul care nu are întrebări și căutări și ispite, are probleme. 3. Exorcismul cel mai clar, adică îndepărtarea răului, nu se face prin alte mijloace decât prin Hristos. Trebuie să răsune totdeauna cuvântul lui Dumnezeu. Și o paranteză mică, dumneavoastră ați observat cu ce îl distruge Iisus pe diavol? Nici cu mâna, nici cu altceva, nici cu privirea, ci cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Biblia. Totdeauna i-a adus un fragment din Biblie, pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este totdeauna învingător. 4. Modul cel mai sigur de a respinge ispitele diavolului constă în a ne lăsa ispitiți de Dumnezeu. Cuvântul e frumos, ispitit de Dumnezeu, în care Dumnezeu vine și îți face propuneri, inspirații, mai bine zis. Ce vine de la diavol este ispitărea, ce vine de la Dumnezeu este inspirație sfântă, nu? Și tocmai de aceea Satana nu are nicio putere asupra mea dacă mă las prins cu putere de Hristos. Cine-i cu Hristos nu poate, și mai spun o dată, nu poate să fie învins de diavol. Pentru a asculta alte voci, alți suflări, trebuie să răsune mai întâi de toate cuvântul lui Hristos. Și 5, și cu aceasta închei, și va fi cazul ca noi să facem alte propuneri ademenitoare, în sens, în ghilimele ademenitoare, adică noi să fim cei care ne propunem lucruri bune. Și postul mare este poate cel mai potrivit timp de a ne face noi propuneri. Să ne așteptăm să ni le trimită diavolul. Uite, fă asta, fă asta, fă asta, ci să vină de la noi. Vreau să fac asta, vreau să fiu mai bun, vreau să fiu mai autentic, vreau să am mai multă rugăciune, vreau să mă îndrept, vreau să îndepărtez păcatul și așa mai departe. Acest vreau să vină de la mine și nu de la diavol. N-ai vrea să faci cumva asta? Vreau, Doamne, eu să fiu mai bun. Motoul postului mare 2014. Amin. Lăudați să fie Iisus Hristos. Și acum ne mărturisim credința noastră. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul procede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit, grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, acum la începutul postului mare, ascultând chemarea Mântuitorului și urmând îndemnul Sfintei Biserici, să cerem de la Dumnezeu Atotputernicul harurile trebuincioase
pentru a începe și a continua cu sârguință lucrarea de reînnoire a vieții noastre. Doamne Părinte Ceresc, care cercetezi adâncul sufletelor noastre, ajută pe toți credincioșii Tăi să înțeleagă răutatea păcatului și să se întoarcă la Tine din toată inima. Luminează inimile noastre ca să vedem și să cinstim în toți oamenii chipul lui Dumnezeu. Întărește în sufletele noastre spiritul de pocăință și de rugăciune. Dăruiește-le tuturor creștinilor harul de a asculta și a împlini cu credință cuvântul Tău, Mântuitor. Ajută-i pe credincioșii parohiei noastre să urmeze chemarea Ta la o viață de rugăciune și de fapte bune. Dăruiește-le lumina și odihna veșnică tuturor celor răposați. Doamne Iisuse Hristoase, care prin suferințele și moartea Ta ne-ai adus mântuirea, ajută-ne să folosim timpul sfânt al postului mare spre a îndepărta din inimile noastre toată amăgirea și răutatea păcatului și astfel să ne putem bucura de viața nouă adusă de Tine și să Te lăudăm împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Primește, Doamne, darurile pe care ți le aducem, pentru a celebra începutul misterului preasfânt și dă-ne, te rugăm, harul ca împreună cu ele să fim și noi plăcuți în fața Ta, prin Hristos, Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile.
să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să se aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Tu, în marea bunătate, le dăruiești credincioșilor tăi harul ca în fiecare an și cu suflete curățate de păcat să aștepte cu bucurie tainele sfinte ale învierii. Pentru ca, stăruind cu mai multă râvlă în rugăciune și arătând mai multă dragoste față de aproapele, prin trăirea de fiecare zi a credinței, care le-a dat o viață nouă, să primească cu prisosință harul pe care Tu îl reverși asupra fiilor Tăi. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm imnul slavei Tale, zicând fără încetare. Cu adevărat, Sfânte și Doamne, izvorul la toată sfințenia, Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor Săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta
este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm mai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învretnicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Și acum toți împreună ne rugăm așa cum ne-a învățat Iisus. Tatăl nostru, care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre și la credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Oferiți-vă pacea.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la masa Domnului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Să ne rugăm. Întăriți fiind cu pâinea cerească ce hrănește credința, mărește speranța și înflăcărează iubirea. Te rugăm, Doamne, învață-ne să simțim pururi o adevărată foame după Hristos, pâinea cea vie și adevărată, și să trăim cu tot cuvântul care este din gura Ta, prin Hristos Domnul nostru. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut, prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerul lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă această zi, păzește-mă, povățuiește-mă și ocrmește-mă pe mine, care sunt încredințați ție prin mila lui Dumnezeu. Amin. Mai sunt două luni și o săptămână până în marea zi de 17 mai 2014. Timpul zboară și noi ne apropiem de acest eveniment și bine că ne apropiem. După un model găsit la București cu ocazia beatificării fericitului Vladimir Ghica, care a realizat asemenea fotografii, care le vedeți și dumneavoastră, Preasfințitul Gheorghe l-a considerat foarte potrivit pentru postul mare să-l avem însoțitor în drumul nostru, pe calea crucii, pe Preasfințitul Anton Durcovici. Sunt aceste 16 fotografii din viața sa, fotografii care în ziua de 17 mai vor deveni icoane. Azi sunt poze, la cea dată încolo vor fi icoane. Sigur, sunt diferite imagini ale Preasfințitului din momentul copilăriei ca seminarist și apoi, sigur, până ajunge la ultima fotografie din dreapta mea de la închisoare, când a fost arestat. Este una singură, dacă ați observat, în care el zâmbește. În stânga mea, acolo unde are un cățeluș în brațe, are singura poză în care zâmbește. Sigur, și celelalte cu mama sa, iarăși este o fotografie deosebită, și apoi, sigur, toate celelalte, apoi ca și preot, ca și canonic, ca și episcop, până ajunge la ultima, care este ultima sa poză, fotografie, după arestare. Așadar, considerăm că este un model și un tovarăș de drum, în drumul nostru spre a iubi adevărul, în drumul nostru de credință, prin postul mare 2014 și o pregătire pentru 17 mai 2014. Așadar, îl avem împreună cu noi și chiar ne bucurăm să ne fie un adevărat exemplu. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnule să fie cu voi!
Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu.